citește domnul Birozolt. Mulțumesc, domnule președinte. Poluarea Ploieștiului este o problemă vitală care nu poate fi ignorată, cu atât mai puțin îngropată sub minciuni și declarații politicianiste. Ea poate fi rezolvată doar prin eforturi comune ale autorităților locale și autorităților naționale de mediu. Orice altă abordare este sortită eșecului. Având această convingere, de aproape un an de zile am început demersurile de sensibilizare a autorităților de mediu. Întotdeauna am subliniat faptul că aceste acțiuni ale mele se adresează ploieștenilor și prahovenilor, cărora le pasă și care vor să se implice în rezolvarea problemei, indiferent de culoarea politică. Cu o mare amărăciune am ajuns să constat că principala calamitate pentru Ploiești și ploieșteni este, culmea, nu poluarea, ci o concitadină de-a noastră, actual ministru al mediului, e drept, la al treilea mandat și vicepremier în guvernul Tudose. Prin acțiunile pe care le întreprinde, Grațiela Leocadia Gavrilescu este mai toxică decât, pentru ploieșteni, chiar decât benzenul și dioxidul de sulf. Deși nu doar eu, ci și autoritățile locale, reprezentanții mass media, alți parlamentari, cetățenii îi solicită aproape în fiecare zi măsuri concrete pentru determinarea poluatorilor, să reducă noxele pe care le aruncă în aerul Ploieștiului. Singurele demersuri concrete pe care le-a făcut până în prezent au fost promisiunile. Promisiuni fără acoperire și minciuni cinice, cu scopul de a-și acoperi lipsa de interes față de faptul că, fără nici o exagerare, tot mai mulți ploieșteni sunt uciși de aerul pe care le respiră. Ultima astfel de minciună infernală este aceea că domnia sa în persoană s-a ocupat de alocare de fonduri pentru achiziționarea unei stații de măsurare a calității aerului pentru Ploiești. Jurnaliștii au descoperit că declarația domniei sale este o minciună sfruntată, ministerul pe care îl conduce nefăcând nici un demers în acest sens. Distinși colegi, problema poluării aerului din Ploiești cu benzen și dioxid de sulf este acută și produce victime, mai ales în rândul copiilor și a persoanelor vârstnice. Nu este nicio exagerare. Mă adresez inclusiv premierului Tudose, așa cum am făcut-o și în fața premierului Grindeanu. Domnule prim-ministru, ploieștenii nu au nici o vină, că ați spus din nou la mediu, un ministru a cărui competență a fost depășită de complicata chestiune a mutării unui cuib de barză. Vă rog să analizați poluarea Ploieștiului împreună cu specialiști de această dată. O să vedeți cum Grațiela Gavrilescu acționează pentru stoparea poluării din Ploiești doar cu minciuni și dezinformări, în timp ce oamenii se baricadează în case de teama mirosurilor infernale. Vă mulțumesc! Și eu vă mulțumesc! Birozolt!